mulți oameni consumă zilnic ceaiuri atunci când se confruntă cu unele probleme de sănătate, însă unele dintre ele ne ajută și organismul chiar dacă nu suferim de vreo afecțiune. Tu știai de ce e bine să bei ceai de coada șoricelului, ce beneficii și ce contraindicații are? Conform Spy News, există multe ceaiuri care au beneficii pentru organismul uman, însă de fiecare dată trebuie să consulți un medic specialist înainte de a începe să le consumi. Iată din ce motiv e bine să bei ceai de coada șoricelului. Ceaiul de coada șoricelului are proprietăți antiinflamatoare, calmante, depurative, cicatrizante și antiseptice. Dacă alegi să-l consumi des, te va ajuta să ai un sistem imunitar puternic, iar multe persoane îl folosesc atunci când se confruntă cu răceală sau gripă. Cu atât mai mult, acesta ameliorează și durerile de cap. Acest ceai este bun pentru digestie și îți poate stimula pofta de mâncare. Mulți medici recomandă ceaiul de coada șoricelului pentru durerile de stomac sau balonare, deoarece ajută la refacerea mucoasei tubului digestiv, un aspect important atunci când vine vorba de problemele pe care le au unele persoane cu digestia. Deși probabil că multe femei nu știau până acum, ceiul de coada șoricelului ameliorează durerile și crampele menstruale. De asemenea, acesta contribuie și la îndepărtarea infecțiilor urinare. Este bun pentru problemele de circulație, reglează tensiunea arterială, ajută la echilibrarea sistemului hormonal și te scapă de durerile de ficat. Chiar dacă are foarte multe beneficii pentru organismul uman, ceiul de coada șoricelului are și contraindicații. Acesta nu trebuie consumat dacă aveți epilepsie, boli cronice, sunteți în perioada de sarcină sau alăptare, ori dacă vă confruntați cu alergii. Ceaiul de coada șoricelului este foarte bun și consumat seara pentru că te va ajuta să te bucuri de un somn liniștit. Pentru a-l prepara trebuie să pui în 250 ml de apă clocotită, o plantă și să lași vasul acoperit timp de 15 minute la temperatura camerei, iar apoi este gata de servit. Cel mai bine este să-l consumi pe stomacul gol cu aproximativ 30 de minute înainte de masă, relatează spynews.ro.